Cadre de bas, liniște și natură. Așa putem caracteriza lanul de lavandă al familiei Limbosu din satul Șimian. De 5 ani, familia se ocupă de o mică plantație de lavandă extrem de căutată de fotografi, dar și de cei care vor să aibă poze în lanul de lavandă. Periodic, ei se organizează sesiuni de fotografii tematice. Lanurile de lavandă înflorită oferă inspirație pentru cele mai frumoase și colorate fotografii. Violetul intens al florilor îți taie răsuflarea. Dacă imaginile vi se par ireale și desprinse din revistă de profil, trebuie să știți că minunea violet se găsește în județul nostru, la doar câțiva kilometri de Drobeta Turnu Severin, mai exact în satul Șimian, acolo unde familia Limbosu întreține de mai bine de 5 ani o micuță plantație de lavandă. Vestea bună este că periodic aici se organizează sesiuni de fotografii tematice în cadrul zilelor porți deschise. Noi n-am început-o ca o afacere. Am început-o ca o poveste de suflet. Eu, în adolescență, am citit La Medeleni și acolo este o referire la lavandă. După ce au trecut niște ani, am văzut plantații de lavandă, ne-au plăcut. Și am hotărât că ne-am putea implica în această activitate. Este o activitate pe care noi o desfășurăm în plus față de activitatea noastră principală, deci suntem cumva agricultori de weekend. De weekend și de seri. Plantația de lavandă este un hobby de familie, fapt pentru care toată plantația este gestionată doar de membrii familiei Limbosu. Eu mă ocup foarte mult pe partea de online, de fapt, de promovare, cum a spus și mama mea. Și da, știe lumea că mă ocup cu asta și da, e foarte bine primită de prieteni, de public în general. Iar legat de toată treaba asta, am fost foarte plăcut surprinsă pe Facebook, Instagram, TikTok mai nou, să văd că sunt foarte mulți iubitori de lavandă. Și ne-a bucurat mult pentru că, de fapt, noi facem un, să zic așa, un proiect în care adunăm cât mai mulți oameni cu aceeași pasiune, să zic așa, ca noastră. Pentru ca plantația să arate mereu impecabil, familia petrece ore întregi printre flori pentru a le îngriji astfel încât să arate impecabil. Nu e o plantă pretențioasă, important e să ai grijă să nu crească burieni pe lângă ea. Nu necesită apă prea multă, ea se alimentează de la ploaie, din umiditatea solului. Trebuie să-i dăm mai multe prașile, altfel o năpădesc burienile. A fost complicat de plantat? În general, noi am mers pe etape. Deci la început am pus mai puțin, după aceea am mers în cascadă și am pus din pepiniera proprie încă ceva și încă ceva, până când am ajuns la această mică suprafață, că nu avem o suprafață mare, pentru care o gestionăm. Mai mult de atâta, e greu și de gestionat, având în vedere că avem servicii și asta o facem în timpul liber. În perioada 11-13 iunie, plantația de lavanda familiei Limbosu își deschide porțile pentru vizitatori. Aici se vor organiza fotocornere pentru sesiuni tematice de fotografie. Intrarea este liberă, programul începând de la ora 10 și durând până la apusul soarelui.